Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre reguli de calcul cu puteri și despre albine. Albinele sunt insecte zburătoare care se hrănesc cu nectarul florilor ca sursă de energie datorită conținutului de zaharuri și cu polen ca sursă de proteine. Ele sunt esențiale pentru natură și sunt responsabile de polenizarea majorității plantelor. Pe durata vieții, o albină produce 1 pe 12 lingurițe de miere. Mierea este realizată din nectarul cules, care e depozitat în fagure și e deshidratat. Apa din nectar este eliminată de către albină prin bătăile aripilor până ajunge la o umiditate de 17%. După ce nectarul a fost depozitat, Fagurii sunt sigilați cu dopuri de ceară. Ceara este produsă de glande aflate în abdomen. Albinile lucrătoare au o durată medie de viață de 14 săptămâni și ele încep să producă ceara cu 18 zile înainte de a muri. Într-un stup locuiește un singur roi de albine. Roiul este alcătuit din trei tipuri de albine regina sau matca, albinele lucrătoare și trântorii. Un apicultor își dorește să determine numărul albinilor din cei patru stupi din curte. Ajută-l să calculeze, respectând regulile de calcul cu puteri. Haideți să reamintim aceste reguli. Atunci când avem o înmulțire de puteri cu aceeași bază, dacă am avea A la M ori A la N, vă reamintesc că vom transcrie baza și vom aduna exponenții. Așadar, A la M ori A la N va fi egal cu A la puterea M plus N. La împărțirea puterilor cu aceeași bază, vom transcrie baza și vom scădea exponenții. Asta înseamnă că a la m împărțit la a la n va fi egal cu a la puterea m minus n. Iar dacă avem o putere la o altă putere, vom înmulți exponenții, așadar a la m totul la n va fi egal cu a la m ori n. Oare cum vom proceda dacă avem un produs la o putere? Sunt sigură că știți deja răspunsul. Vom distribui, practic, puterea fiecărui factor, așa că vom avea a la puterea m, ori b la puterea m, iar la împărțire este asemănător. Dacă avem a împărțit la b totul la m, rezulta rezultatul va fi a la m împărțit la b la m. Haideți să mergem acum să ajutăm apicultorul. Determinați numărul de albine, scrind rezultatul sub formă de putere. Haideți să începem cu primul stup. Avem 2 la puterea a treia, totul la puterea a patra, ori 2 la puterea a patra. Vom începe prin a calcula puterea acestei puteri și noi știm că atunci când avem o putere la o altă putere, trebuie să înmulțim exponenții. Așa că vom avea 2 la puterea 3 ori 4 ori 2 la puterea a 4. Și atunci vom obține 2 la puterea 3 ori 4 înseamnă 12, așa că vom avea 2 la puterea 12 ori 2 la puterea a 4 și pentru că acum avem o înmulțire de puteri cu aceeași bază, trebuie să adunăm exponenții. Asta înseamnă că obținem 2 la puterea 12 plus 4 iar rezultatul va fi 2 la puterea 16. Haideți să mergem la al doilea stup. Vom avea 15 la puterea 8, totul la puterea 22, împărțit la 15 la puterea 7, totul la puterea 24, împărțit la 15 la puterea 5. Vom începe prin a calcula. Aceste puteri și trebuie să înmulțim exponenții. De aceea avem 15 la puterea 8 ori 22 împărțit la 15 la puterea 7 ori 24 împărțit la 15 la puterea a 5. -a. Și haideți să efectuăm aceste înmulțiri: 22 ori 8. 8 ori 2 este 16. 6 scriem, 1 reținem. 8 ori 2 este 16 plus 1 înseamnă 17, așadar vom avea 5 la puterea 176 împărțit la... Haideți să efectuăm și această înmulțire și avem 7 ori 4 este 28, 8 scriem, 2 reținem. 7 ori 2 este 14 plus 2 înseamnă 16, așa că avem 15 la puterea 168 împărțit la 15 la puterea 5. -a. Și pentru că avem o împărțire de puteri cu aceeași bază, știm că trebuie să scădem exponenții. Putem chiar să facem toată împărțirea. Așa că vom avea 15 la puterea 176 minus 168 minus 5. Așa că vom obține 15 la puterea 176 minus 168. Haideți să vedem cu cât va fi egal. Avem 6 minus 8 nu se poate, împrumutăm 10, 10 minus 8 este 2 și cu 6 înseamnă 8. Apoi 6 minus 6, 0, 1 minus 1, 1 și 8 minus 5 este 3. Iar rezultatul este 15 la puterea a treia. Mergem la al treilea stup, unde vom avea 11 ori 11 la puterea 5, -a, totul la puterea 6, -a, împărțit la 11 la puterea 32. Și haideți să vedem care este prima operație pe care trebuie să o efectuăm. În cazul în care într-un exercițiu avem paranteze, e clar că de acolo vom începe, de aceea trebuie să efectuăm această operație. Dacă 11 nu are un exponent, ne amintim că de fapt exponentul care se ascunde E 1 pentru că 11 la puterea 1 înseamnă 11. Și pentru că avem o înmulțire de puteri cu aceeași bază, e foarte simplu. Adunăm exponenții. Așa că vom avea 11 la puterea 1 plus 5, totul la puterea 6, -a, împărțit la 11 la puterea 32. Și vom avea 11 la puterea 6, -a, totul la 6, -a, împărțit la 11 la puterea 32 și pentru că avem o putere la o altă putere, înmulțim exponenții și vom avea 11 la puterea 6 ori 6 împărțit la 11 la 32 și obținem 11 la puterea 36 împărțit la 11 la puterea 32 și în final, pentru că avem o împărțire de puteri cu aceeași bază, vă amintesc că trebuie să scădem exponenții, Așadar vom avea 11 la puterea 36 minus 32, iar rezultatul este 11 la puterea a 4. Și haideți să mergem la ultimul stup, unde avem 2 la puterea 21, ori 5 la puterea 21, totul la puterea a doua, împărțit la 10 la puterea 38. Și haideți să vedem. De data aceasta avem o înmulțire de puteri, cu baze diferite, însă cu exponenți la fel. Haideți să ne amintim una dintre regulile de mai devreme. Dacă aveam A or B totul la puterea M, distribuiam exponentul și atunci aveam A la M ori B la M. Asta înseamnă de fapt că atunci când avem o înmulțire de puteri cu baze diferite, însă exponenții sunt la fel, vom înmulți bazele și vom transcrie exponenții. Așa că avem de fapt 2 ori 5 totul la puterea 21 și este totul la puterea a doua împărțit la 10 la puterea 38, așa că vom avea 10 la puterea 21 totul la a doua împărțit la 10 la 38 și avem o putere la o altă putere, Asta înseamnă că înmulțim exponenții și avem 10 la puterea 21 ori 2 împărțit la 10 la 38 și vom obține 10 la puterea 42 împărțit la 10 la puterea 38. Și acum având o împărțire de puteri cu aceeași bază, scădem exponenții, așa că vom avea 10 la puterea 42 minus 38. Și în final, rezultatul este 10 la puterea a patra. Haideți să mergem mai departe. Efectuați următoarele operații. Să începem cu punctul A. Avem 2 la puterea a treia, plus 2 la puterea a patra, plus 2 la puterea a cincea, împărțit la 2 la puterea a treia. Mare atenție! Tentația este să spuneți că, în paranteză, vom obține 2 la puterea 3 plus 4 plus 5. Acest lucru nu este corect. Regulile de calcul se referă la înmulțirea sau împărțirea puterilor. De aceea, pentru această adunare, pentru această sumă de puteri, noi nu mai avem o regulă de calcul. Așa că trebuie să găsim o altă metodă de rezolvare. Și ne amintim de o proprietate foarte folositoare de proprietatea de distributivitate. Asta înseamnă că, dacă vrem, putem să desfacem această paranteză împărțind fiecare termen din paranteză la numărul acesta. Așa că vom avea 2 la puterea a treia împărțit la 2 la puterea a treia, plus 2 la puterea a patra împărțit la 2 la puterea a treia, plus 2 la puterea a cincea împărțit la 2 la puterea a treia. Și acum e foarte simplu pentru că avem împărțiri de puteri cu aceeași bază și doar trebuie să scădem exponenții. Așa că vom avea 2 la puterea 3 minus 3 înseamnă 0, plus 2 la puterea 4 minus 3 înseamnă 1, plus 2 la puterea 5 minus 3 înseamnă 2. Și acum e foarte simplu de calculat pentru că orice număr nenul la puterea 0 este întotdeauna 1 plus 2 la puterea 1 este 2 și 2 la puterea 2 este 4. Așa că rezultatul va fi 3 plus 4, adică 7. Haideți să mergem la punctul B, unde avem 2 ori 7 la puterea 21 minus 5 ori 7 la puterea 20 împărțit la 7 la puterea 20. Vom proceda la fel, vom efectua împărțirea, așa că vom avea 2 la puterea 2 ori 7 la puterea 21 împărțit la 7 la puterea 20 minus 5 ori 7 la puterea 20 împărțit la 7 la puterea 20. Și vom obține, având aceste împărțiri cu puteri care au aceeași bază, trebuie să scădem exponenții și avem 2 ori 7 la puterea 1 Minus 5 ori 7 la puterea 0, așa că vom avea 2 ori 7 la puterea 1 este 7. Minus 5 ori 7 la puterea 0 este 1, așa că obținem 14 minus 5, iar rezultatul este 9. Haideți să mergem și la punctul C, unde avem 3 la puterea 21 împărțit la 3 la puterea 20. Plus 3 la puterea 20, plus încă un 3 la 20. Și haideți să procedăm la fel. Practic, pe 3 la 21 îl vom împărți la fiecare termen din paranteză. De aceea, noi vom obține 3 la puterea 21 împărțit la 3 la puterea 20, plus 3 la puterea 21 împărțit la 3 la puterea 20, plus 3 la 21 împărțit, bineînțeles, la 3 la puterea 20. Și vom obține, având împărțiri de puteri cu aceeași bază, la împărțirea puterilor cu aceeași bază, ce facem întotdeauna? Scădem exponenții, așa că avem 3 la puterea 21 minus 20, care înseamnă 3 la puterea 1, plus 3 la puterea 1, plus 3 la puterea 1. 3 la puterea 1 este 3, încă un 3 și încă un 3, iar 3 plus 3 plus 3 este 9. Și în final, știați că polenizarea este procesul care determină germinarea plantelor? Se estimează că o treime din rezervele de alimente ale lumii se bazează în mod direct pe capacitatea albinelor de a poleniza plantele. Albinele ajută la polenizarea plantelor și astfel la reproducerea lor, iar plantele reprezintă principala sursă de hrană pentru animale. E momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. Calculați! Punctul A. 7 la puterea 15 împărțit la 7 la puterea 14 plus 2 la puterea 29 împărțit la 2 la puterea 25 la punctul B. 144 la puterea a treia împărțit la 2 la puterea a treia plus 2 la puterea a doua la puterea a doua, totul la puterea 12 și punctul C, 5 la puterea 22 minus 5 la puterea 20 împărțit la 5 la puterea 20. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!